Astăzi vorbim despre Palatul Primăverii, dormitorul soților Nicolae și Elena Ceaușescu, buncărele care se află sub Palatul Primăverii și multe alte curiozități. Dormitorul soților Nicolae și Elena Ceaușescu este acesta pe care îl puteți vedea în imagini. Timpul parcă a încremenit în acea zi de 21 decembrie 1989. Dormitorul este așa cum l-au lăsat ei în acea dimineață. Pijamalele sunt pe marginea patului, parcă așteptându-i în seara de 22, care n-a mai venit așa cum o așteptau ei. Ei au fugit cu acel elicopter și au ajuns la Târgoviște. Palatul Primăverii din București, la numărul 50, are 80 de încăperi. La etajul 1 al clădirii, candelabre uriașe cu picături sculptate în sticlă de Murano ne conduc spre apartamentul nupțial al soților Ceaușescu. Dormitorul comun al cuplului Ceaușescu este cel mai așteptat și căutat de cei care vizitează Palatul Primăverii și ultimul dintre cele 5 care se poate vizita. Este de departe cel mai spectaculos pentru că include două dintre pijamalele lui Nicolae Ceaușescu și a Elenei Ceaușescu originale și un așternut de pat de asemenea original. Având în vedere că Palatul Primăverii a fost reședința principală a celor doi soți Ceaușescu în toți cei 24 de ani ai regimului, este dormitorul pe care cuplul Ceaușescu îl folosea în fiecare seară, cu excepția momentul în care erau plecați în vizite oficiale în țară sau în străinătate. Există un sistem de telefoane interioare, precum și niște sonerii pe care le puteau folosi. Sistemul funcționează și astăzi. Camera a rămas neatinsă, exact ca în ziua în care Nicolae Ceaușescu a fugit alături de Elena Ceaușescu, iar pijamalele lor sunt așezate pe pat, ca și cum ar fi urmat să fie îmbrăcată de cei doi în noaptea de 22 decembrie. Impresionantă este și baia de aur, între ghilimele, aflată lângă dormitoriu matrimonial, care e mai mare decât un apartament cu 3 camere. Este baia care a fost construită în procesul de extindere al palatului între 1970 și 1971 și este baia care a devenit faimoasă. Este cea care a apărut în toate imaginile de presă din perioada Revoluției. În realitate, nici robinetele, nici chiuveta și nici sebile sau mozaicul nu sunt de aur, ci doar poleite, astfel încât să aibă un aspect prețios. Ceaușescu a fost inspirat de casele lorzilor britanici și și-a dorit să aibă și o seră cu plante exotice, astfel încât arhitecții au amenajat la etajul 1, în una dintre camere, o astfel de seră unde și astăzi cresc mandarini, palmieri și ficuși. Haideți să vorbim și despre buncărele lui Nicolae Ceaușescu, care se află la 10 metri sub Palatul Primăverii. Regia Autonomă, Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat, a decis să deschidă pentru prima dată buncărul antiatomic construit în secret în subsolul Palatului Primăverii din București în 2017 și s-a hotărât să se și viziteze de către publicul larg. Buncărele au fost construite pentru Nicolae și Elena Ceaușescu și aceștia s-ar fi refugiat în caz de bombardament sau atac chimic nuclear în acele încăperi care se află la 10 metri sub pământ, intrarea fiind mascată de o ușă capitonată. Pentru a pătrunde în subteran trebuie descuiată o ușă metalică masivă închisă ermetic. Cele 17 trepte albe de marmură, cordonul roșu care ține loc de balustradă și pereții beige ornamentați creează impresia coborârii spre o sală de ceremonii. Se află undeva la aproximativ 10 metri sub nivelul pământului într-o laterală a clădirii. Încăperea are niște sisteme de ventilație specială în partea de sus a pereților. Nicolae Ceaușescu se temea de otrăvirea prin sistemele de aerisire ale clădirilor pe care le folosea el și de aceea
aceste buncăre au sistemul lor propriu de ventilație și de aerisire. În primul rând, ambele intrări spre această sală sunt închise de două uși metalice foarte groase, strict ca să se păstreze integritatea structurii, iar deasupra tavanului se află o cantitate foarte mare de beton până aproape de nivelul solului. Din păcate însă nu se știe dacă are un centru de plumb sau alte elemente speciale de izolare. În centrul buncărului se află o masă de lemn masiv înconjurată de 8 gelțuri sculptate, iar de jur împrejurul camerei se află diverse cadouri primite de cuplul Ceaușescu, cum ar fi un strung de mare precizie construit în Bulgaria, un tablou realizat din coarne de cerb sau un con de vânătoare. În partea opusă scării de intrare se află o canapea, o măsuță de lemn și încă două jilțuri, toate aflate lângă ușa care duce spre cea mai misterioasă parte a încăperii, coridorul secret de intrare în camera de refugiu. Nu există foarte multe informații oficiale sau informații publice cu privire la acest buncăr, iar de cele mai multe ori nu putem să luăm legătura cu persoane care să ne poată spune despre ce s-a întâmplat de fapt aici, fiindcă foarte multe s-au făcut în mare secret în momentul în care s-a construit acest palat, spune Tudor Baican, care admite că nimeni nu știe exact ce se află în spatele acelor cărămizi puse în grabă și acoperite cu faianță care au început să cadă în ultimii ani și să scoată la lumină conturul a ceea ce pare a fi un pasaj secret. Conform poveștilor unora dintre angajații familiei Ceaușescu, acest culoar ducea spre un al doilea buncăr, o cameră de refugiu în care Nicolae Ceaușescu s-ar fi putut ascunde o lungă perioadă de timp și care avea legătură de asemenea cu un alt tunel secret care avea ieșire spre zona lacului Floreasca. Aceștia mai spun că în momentul fugii lui Ceaușescu, tunelul ar fi fost zidit în mare grabă pentru a-l împiedica pe Ceaușescu și pe Elena să se ascundă aici și a-i determina astfel să meargă spre o altă proprietate. Vizitarea acestui buncăr se face în cadrul unui tur privat. Biletul costă 200 de lei și privilegiile înseamnă acordarea de multe informații și discuții mult mai amănunțite cu ghizii. Palatul se vizitează așadar, spune ghidul Baican. Nu știm încă dacă se vizitează acum în pandemie, însă sunt detalii interesante pe care le puteți afla dacă veți merge când se va putea deschide iarăși vizitarea la Palatul Primăverii.